Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Mulți actori, scriitori și muzicieni celebri își sărbătoresc ziua de naștere alături de tine pe 9 octombrie. Tu ești dotată cu un temperament artistic și o personalitate atractivă, îți poți găsi cu ușurință drumul în arta și în afacerile de spectacol. Sensibilitatea uimitoare la atmosferă, culoare, textură, sunet și melodie te ajută să fii creativ în lumea aceasta. Compasiunea și impulsurile spirituale înalte te atrag pentru a apăra convingerile la care le respect sincer. Ești un adevărat diplomat, știi să unești și să organizezi oamenii. Îți faci munca sau ajuți la salvarea lumii, știi foarte bine cum să-ți folosești talentele literare și abilitățile creative în cel mai bun mod posibil. Tu ești înzestrată de univers cu proprietatea de a pătrunde cu ochiul critic și precis în viața altora și evenimentele actuale. În același timp, ești mai conștientă de inima ta decât de capul, mintea ta, și apreciezi calitățile umane. Tu știi că ai o natură extrem de atractivă, care are un impact puternic asupra celor cu care te întâlnești sau cu care lucrezi. De regulă, intuiția ta este excelentă, dar poți greși foarte mult când te autoevaluezi, mai ales într-o stare puternic emoțională. Într-un anumit sens, nimic nu se va ascunde de ochii tăi, tu percepi extrem de fidel și just realitatea din jur. Și totuși, așa cum am menționat deja, tu poți fi foarte nerealistă cu privire la propriile tale acțiuni, fără să observi ceea ce este evident pentru toată lumea. În acest caz, ești absorbită, confuză rănită, îndepărtată de emoțiile tale, atunci când analizezi o anumită persoană, semnul tău zodiacal aparține constelației balanță. Semnul zodiacal balanță este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități, inteligență, diplomație, memorie bună, farmec, profesionalism, Indecizia balanței și complexitatea în luarea rapidă a deciziilor sunt legendare, dar tu te distingi prin farmec incredibil, abilități excelente pentru artele frumoase, bunătate și sensibilitate. Având o natură artistică și tandră tu ești elegantă, sociabilă și practic lipsită de agresiune internă. Cu toate acestea, instabilitatea ta te face susceptibilă de tot felul de influențe, inclusiv negative, iar o pasiune pentru timp liber te poate duce mai departe în lene și indolență, este indicat să eviți autocompasiune și pasivitatea, să-ți dezvolți propriile abilități naturale, să comunici în abundență, dar să nu permiți celorlalți să te conducă, tu ești în realitate o fiică a lui Venus, tu poți profita din plin de cele mai bune trăsături ale acestei zeițe, frumusețe și compasiune, spiritualitate și farmec. Tu te asemeni foarte mult cu simbolul semnului zodiacal, ai tendința să fluctuezi și, uneori, ești indecisă. Viața ta este determinată de influența lui Venus, astfel că principalele tale interese sunt de obicei plăcerile senzuale, iubirea de frumusețe, sociabilitatea strălucitoare. Poți fi lipsită de echilibru intern? Dar tu te străduiești să armonizezi întreaga lume din jur, ești non-agresivă, îți place să joci rolul conciliatorilor, ești interesată de tot felul de arte, într-un cuvânt, tu împodobești și nobilezi viața. Tu ești foarte atrăgătoare și drăguță, tu știi să fii elegantă, extrem de spirituală, ai o dispoziție bună și ușoară. Cu toate acestea, Influența zeiței Venus poate provoca și în ajunsuri corespunzătoare, o tendință spre lena excesivă, o fascinație a plăcerilor, chiar până la punctul de a cădea în vicii. Deci, echilibrul este sarcina principală a vieții tale deoarece tu ești binecuvântată și ai toate abilitățile pentru asta. Guvernatorul tău astral este Venus. De la Venus tu iei farmecul și frumusețea planeta Venus este favorabilă celor care lucrează în industria frumuseții, agenții matrimoniale. Planeta ta în exil este Marte. Aceasta este responsabilă pentru lipsa de determinare, precum și pentru îndoiala de sine. Tu nu ești o balanță obișnuită. Tu te distingi prin impulsuri spirituale înalte. De asemenea, ai compasiune, ești un diplomat talentat. Abilitățile tale de comunicare, Abilitățile analitice te ajută să faci contactele corecte și să le folosești pentru propriile scopuri, în același timp, prietenii tăi obțin o plăcere reală de a comunica cu o persoană extraordinară ca tine, iar tu ai ocazia și posibilitatea de a-ți promova talentele și creativitatea. Într-un fel, ești oarecum nepăsătoare, nu poți fi numită raționalistă și practică. Dar aceste lucruri nu te împiedică să obții succesul în activitățile profesionale. Tu probabil joci permanent rolul lui Faust, îndrăznind să semnezi contractul nu numai în chestiuni de dragoste, ci și în alte sfere ale vieții, nu neapărat cum e ci poate cu un alt spirit care îți promite beneficii materiale, și nu neapărat puterea nelimitată a lui Lucifer, obținând astfel o parte a autocontrolului. Deși ești foarte sensibilă în chestiuni artistice, latura fizică înseamnă multe pentru tine. Atracția sexuală este un subiect important din viața ta, uneori completând, alteori contrazicând convingerile tale religioase și spirituale. Tu ești înzestrată cu multe talente, pentru diferitele fațete ale naturii tale, mintea, cu observația cerbă, elocvență, spiritualitate credință și calități fizice, magnetism, sexualitate, atletism, toate acestea însă te pot conduce uneori în direcții diferite, care necesită stabilirea unei anumite armonii între ele. O caracteristică specială a ta este că ascunse trăsături de caracter agresive, dorința de a trișa, ostilitate, asertivitate nepoliticoasă tu vei alege profesii în care cunoștințele tale despre natura umană pot fi utile. A talentul de a ajuta pe ceilalți să-și descopere abilitățile și să le arăți cele mai scurte căi de realizare a obiectivelor. Pentru a putea oferi sprijin persoanelor apropiate trebuie ca tu să înveți să-ți parcurgi cu încredere propriul drum. Poate că în sfârșit ar trebui să înțelegi un lucru destul de simplu, nu este rușine să ceri sfaturi sau ajutor. Cel puțin nimeni nu a murit din cauza asta. Greșelile în evaluarea comportamentului tău pot fi depășite cu răbdare adecvată și dacă vei lucra asupra ta. Mai presus de toate, ar trebui să fii atentă la rănile emoționale nevindecate și la indecizie în general. Iar dacă circumstanțele o impun, trebuie să ai măsuri decisive, fără să asculți vocea ta interioară. Te distingi față de alți nativi din balanță prin astfel de trăsături speciale. Ești ospitalieră, cu un flirt încântător, adaptabilă, bine îngrijită. Ești puțin conservatoare. Îți place să înțelegi din timp ce se va întâmpla în continuare și nu ești inclinată spre aventuri. Conservatorismul se manifestă și în imaginea ta, găsindu-ți propriul stil. Nu îl schimbi mulți ani. Te îmbraci elegant și cu gust dar nu respecti tendințele modei, iar extravaganța și scandalosul pentru tine sunt complet inacceptabile. Cum afectează data de 9 octombrie soarta ta? Tu ai un caracter complex și un spirit rezistent. Tu ești fidelă principiilor tale și muncești din greu pentru a-ți atinge obiectivele. Ochiul tău critic îți permite o evaluare sobre evenimentelor și vezi adevăratele motive ale oamenilor din jurul tău ești foarte atractivă și sociabilă, iar aceste proprietăți te ajută să atragi cu ușurință oamenii și să stabilești contacte de afaceri. Tu ai o intuiție excelentă, deși în problemele legate de tine însă ți greșești adesea, de regulă, uneori pur și simplu îți subestimezi puterea și ai nevoie de sprijinul celorlalți, dar, în ciuda suspiciunilor periodice, tu nu poți tolera ipocrizia, standardele duble, așa că tu vorbești în întotdeauna convingător și fără ocolișuri. Deși ești hipersensibilă, îți prețuiești aspectul mult prea puțin, principalul lucru pentru tine este un suflet bogat. Tu știi cum să atragi pe alții, cunoscuții te tratează cu respect, ei îți ascultă părerea. Așa cum am menționat anterior, tu evaluezi critic realitatea, dar uneori greșești în propriile tale judecăți. În astfel de situații, Sentimentele tale sunt afectate, tu îți exprimi cu zel protestul și indignarea, dar după un timp, îți dai seama că ai greșit și regret sincer că ai fost jenată de reacția ta, prin natura ta ești egocentrică, de aceea nici măcar cu gândul nu recunoști că acțiunile și judecățile tale sunt greșite, pentru a nu fi atât de perfidă, astrele te sfătuiesc să accepti compromisuri pentru a asculta și respecta opiniile celorlalți. De asemenea, este indicat să evoluezi în sens spiritual, spre valori înalte, punând valorile materiale pe planul secundar. Ești foarte puțin aventurieră și extrem de iubitoare, tu te îndrepți către noi sentimente, gata să comiți acte pasionale de dragoste. Relațiile tale intime sunt foarte importante pentru tine, există riscul de a pune sexul deasupra tuturor celorlalte ești înalt evoluată din punct de vedere spiritual și senzual, dar autocritica și dorința de a fi primă în toate nu-ți permis să arăți latura ta cea mai bună. Ai multe talente, inteligența, elocvența, observație pură și critică. Poți avea caracteristici fizice excelente, magnetism natural, sexualitate și o figură atletică care atrage pe multe lume către tine. Eu pot spune că ești un psiholog priceput prin natura ta, instinctul tău natural te ajută să-ți dezvolui abilitățile, să crezi în tine însăți, în ciuda indeciziei temporare. Datorită naturii senzuale, poți obține popularitate în lumea scrisului, a spectacolului. Elocvența ta te va ajuta nu numai pe scenă, ci și în jurnalismul de televiziune. Numeroasele tale talente ți oferă o gamă largă de oportunități. Dragoste și compatibilitate. Dacă atitudinea ta idealistă față de viață este subminată, este posibil să devii deprimată. Cu toate acestea, nu durează mult, pentru că ești foarte sociabilă. Pentru a te distra, trebuie doar să mergi la o petrecere. Parteneriatul este foarte important pentru tine, iar în uniune strânsă dai dovadă de o generozitate incredibilă. Tu ești unul dintre ultimii romantici adevărați care a rămas pe pământ după moartea dinozaurilor? Consideri că nevoile partenerului tău sunt mai importante decât cele proprii. O pereche excelentă o vei forma cu un bărbat reprezentativ al constelațiilor gemeni sau vărsător. Cu aceste semne te înțelegi bine, sunt similare în temperament și atitudine față de viață. Pentru tine însă trebuie să dezvolta această idee pentru a nu înțelege greșit o posibilă uniune. Când am spus gemeni, mă refer cu precădere la gemenii cu ascendent în făcioară sau săgetător și la săgetător cu ascendent în gemeni. În aceste uniuni compatibilitatea în dragoste este de 80%, compatibilitatea în căsătorie de 100%. O astfel de uniune este benefică pentru că ambii parteneri sunt altruiști și văd casa ca un templu care trebuie dezvoltat și întreținut, veniturile sunt comune, deciziile se iau în comun, în ce privește vărsătorul, aici lucrurile sunt simple. Atracția este pasională, sexuală, compatibilitatea în dragoste este 100%, dar în căsătorie nu ajunge la 40%. Ție nu ți va place să vezi cum bărbatul vărsător, după câteva luni în uniune, te va pune să-i aduci berea la televizor ca el să vadă fotbal liniștit și nici nu vei admite posesivitatea și avariția lui. Un vărsător va pune repede stăpânire pe tot ce ai și tot ce câștigi pentru că, așa cum spune, el merită relații pe termen lung armonioase și puternice pot fi cu scorpionul pentru că îți va aduce emoții și experiențe noi, dar cel mai probabil nu va dura mult timp. Cea mai mică șansă de succes o în relația cu cu racul și peștii. Cu reprezentanții zodiei fecioară nu vei găsi un limbaj comun, lipsa subiectelor comune va provoca iritații și nemulțumiri. Racul nu se va încadra în lumea ta armonioasă și echilibrată. În ceea ce privește peștii, vei face cereri excesive asupra acestora și vei încerca să-i împingi în cadre și reguli, pe care natura sensibilă și vulnerabilă a peștilor nu le poate suporta. Cu restul zodiilor aș pierde timpul să-ți spun altceva decât temporar, sezonier, ocazional, nimic serios. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră ai șanse mari să devii scriitor, artist, muzician, dansator. Natura ta creativă se poate regăsi în orice domenii de activitate. Tu te distingi printr-o abordare originală în rezolvarea problemelor. Ești deschisă la opțiuni, variante, soluții noi. Ești înzestrată cu un temperament viu, motiv pentru care atragi adesea atenția. Adori viața socială. Domeniile prioritare pentru tine sunt arta, cinematografia, teatrul, design, spectacolele de afaceri. Ar trebui să ai preferința să lucrezi în echipă. Poți fi un real lider informal. Știi să organizezi oamenii. Poți conduce chiar și din umbră. Ar trebui să fii foarte atentă la prietenii sau colegii egoiști care încearcă să te folosească pentru propriile scopuri. Ai toate ingredientele actorului și îți poți găsi vocația în teatru. Sănătate și boli. Ar trebui să te ferești de depresie, furie, frustrare atunci când de lucrurile iau o schimbare diferită decât te așteptai, ar trebui să înveți să fii dură, chiar uneori nemiloasă în relația cu oamenii puternici care te folosesc în propriile lor treburi, tu adori ca lucrurile să meargă fără probleme, și prea des îți sacrifici propriile sentimente și dorințe de dragul armoniei, tu poți beneficia de o pregătire pozitivă spirituală, religioasă sau psihoterapeutică, dezvoltarea încrederii în sine, trebuie să-ți urmezi instinctele în materie de nutriție și activitate fizică, atât antidepresivele, cât și sedativele trebuie utilizate cu cea mai mare atenție, sau de preferat excluse complet, de asemenea, trebuie să fii atentă la orice formă de dependență. Destinul și norocul, Universul a decis să fie încăpățânată, cu voință puternică, persistentă, ești categorică și ascuțită în judecățile tale, fără compromisuri, ceea ce uneori te împiedică în viață, trebuie să fii mai flexibilă și binevoitoare, să înveți să asculți și să auzi nu numai pe tine însăți, ci și oamenii din jurul tău, ești predispusă să intri în căsătorii precoce, ceea ce duce la divorț? ca urmare a faptului că poți deveni deziluzionată de oameni și ajungi să fii descurajată sau, mai rău, în depresie severă. Dar, dacă vei găsi toată puterea pentru a-ți reconsidera părerile despre viață, vei putea schimba circumstanțele vieții. Într-o căsătorie târzie, chiar una informală, cu sprijinul partenerului pentru talentele tale, poți muta munții. Sarcinata în această viață este să găsești partenerul care să-ți fructifice multele talente, să te sprijine să înflorești. Sfaturi pentru tine Îți va fi util să vizitezi constant orice activitate fizică, mișcarea continuă este cea care te va face fericită. Nu ar trebui să fii pulverizată pe un număr mare de oameni, ci doar pe cel care te va face fericită. Ai nevoie de un plus de putere? Înconjoară-te de oameni apropiați care te iubesc cu adevărat. În viață, de multe ori este nevoie de o direcție greșită și de un prieten ferm ca un stâlp care se te îndrume atunci când ai nevoie. Învață să-i răspunzi cu calma celui care ți vrea binele. Lucrează pentru consolidarea puterii tale de voință. Nu încerca să-i mulțumești pe toți deoarece nici Dumnezeu nu a reușit ar trebui să-ți mintă că emoțiile interferează cu luarea deciziilor corecte. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, desigur, flori, buchetul nu trebuie nu exagerat, trebuie doar să sublinieze harul florilor și să concentreze atenția asupra ta. Niciodată nu trebuie ca cineva să se limiteze la un singur cadou. Cea mai ideală opțiune, dacă este să cheltuie nu numai bani pentru tine, ci și timp, atunci vei lua această zi ca de vacanță. Dimineața, să fii trezită cu aroma băuturii tale preferate și cu cele mai proaspete fructe dulci. Este bine să-ți arunce câteva flori, buchetul nu contează. Apoi, după o pauză, partea oficială, cadoul. Fiind estetică prin natură, ești capabilă să apreciezi un set de miniaturi în rame de lemn, de exemplu cu animale exotice sau peisaje ale orașelor din diferite țări. Cu cât sunt mai multe articole, cu atât este mai interesant cadoul pentru tine. Seara, o cină intimă sau recepție socială. Darul ar trebui să fie elegant. Ambalajul nu este mai puțin important decât cadoul în sine. Un set de lingerie erotică te va surprinde și te va încânta, dar este important să știi în prealabil dimensiunea, pentru a nu ajunge într-o situație peinibilă. Dacă o astfel de surpriză nu este potrivită, pijamalele de casă și papuci Moimton sunt destul de potrivite, deoarece tu apreciezi confortul personal. Dorința ta de armonie este ceea ce trebuie să fie luat în considerare atunci când ți se alege un cadou. Dacă nu ai o situație financiară foarte bună, atunci, după ce ai primit un cadou scump, te poți simți obligată la urma urmei, tu consideri că este de datoria ta să rambursezi în mod egal. Nu este nevoie ca cineva să te pună într-o poziție penibilă, mai ales de ziua ta. Deși, unii vor putea folosi această caracteristică în favoarea lor. O excepție ar fi invitația la un restaurant și o cină cochetă de gală pentru doi, cu homar și vin bun. Destul de ciudat, ești foarte neutră față de gadgeturile moderne cu excepția cazului în care, desigur, este vorba despre o cameră profesională pentru o femeie fotograf, dar atunci când ți se alege un smartphone, ar trebui să se concentreze pe noutățile mărcii pe care o folosești deja. Dintre bijuterii, vei străluci de fericire primind un set de cercei din aur și un inel cu diamante, un colier din argint și cercei cu perle vor fi pe placul tău. Cel ce ți oferă cadou nu trebuie să economisească prea mult, pentru că este ușor și frumos să obțină favoarea acestei persoane inteligente și muncitoare ca tine. Tu adori darurile cu sens. Mai bine să nu ți se ofere mărunțieșuri chinezești inutile. Vei accepta favorabil ca și cadou, ustensile de bucătărie, accesori, haine, obiecte interioare interesante. Doar cadourile ar trebui să fie prețioase și de marca. Altfel te-ai putea simți jignită, un cadou excelent va fi o geantă din piele de înaltă calitate și cu accesorii originale. La fel de bine vei primi un portofel elegant, și este mai bine să se acorde preferință prezentărilor în culori argintii. Un sfat sincer pentru cei ce îți oferă cadouri, este mai bine să nu ți se ofere inelele, ele ating libertatea ta, acesta este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.